această întâlnire, care se dă la urmă, 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 mai sunt aici, mai întotdeauna, pentru cei care au fost în planetele noastre, pentru că am început cu 62 de zile, acesta a fost făcut în banii, casă, la vederea, în urmă, tot ce vreau de la noastră. A funcționat ca un fel de pictură, a fost în urmă, de 62, cu mai mult, la 39, tot ce vreau de la noastră. A fost să se lângă asta cu fiul, îi datorăm fundația și fundamentul studiului de în acest an, centenarul nostru, Istoriei Stăpânescului. În urmare, nu sunt aproape nici și pe care am impostat la de gaste, fiecare cu secvența politică de relație cu Istoriei Stăpânescului și am invitat în respectivă și colega noastră, doamna mea, acesta pe el prinde stimul vizual, plastic și de memorie culturală balcanică, mi-a vrăjit pe mai mulți dintre noi. Pe mine atunci când am fost la Muzeul Tatarescu, 6 luni, în acele luni, finis de iarnă, 84-85, să fac inventarul Muzeului Tatarescu, iar Alexandra Dreptu și Samara Crescu, în Speranța de Atomistă și Sintan, aveam această, să spunem, curiozitate și interes în atelier vin dintr-o casă muzeu și fost atelier de săptămâna respectivă. Pentru întâlnirea de astăzi, repet, am rugat-o pe Alexandra Dreptu să fie poate principalul moderator și să creeze atmosfera care este cu totul specială, a ideii de atelier, care alimentează o anumită stare de a face pictură, un atelier care înseamnă o sumă de prietenii, o sumă de întâlniri, la George Stăpânescu a însemnat chiar două, cel puțin două expoziții făcute în atelier, invitați cu comentariul critic făcut în atelier. Chiar Alexandra Dreptu a fost sensibilă la lucrul acesta și, cunoscând ea însă și numărate ateliere, și cum urmă atelierul soțului său, la fel de discret, poate și mai discret, de gesticulație publică precum George Stăpânescu, pentru că pe George Stăpânescu, în albumul său, i-a spus pe copil, pe copilul copilului și s-a făcut de acum, este ca de musete. Iar Alexandra Dreptu, poate una dintre cele mai importante expoziții pe care a oferit-o Muzeului Național de Artă, a fost cea care se numea Atelierul Artistului și din patrimoniul nostru național a făcut o expunere și o prezentare vizuală de relație și de metafore ale interioarelor de atelier state în sine și de relația pictorului nu numai cu modelul, care este o altă mare, cum să vă spun, o altă mare suprafață metaforică de a aborda o istoria picturii, dar artistul și atelierul său a fost un subiect de esență, de o foarte importantă și de demonstrație expozițională. Prin urmare, domnul este dat microfonul să ne introduc în atmosfera generală a ce înseamnă un atelier pentru un artist, un artist și atelierul său. Am stat la
Thank you.
Există la mine în casă un tablou de
quindi guardando solo le mie espressioni, io comunque ci sono espressi e questo sono le espressioni secondo me che non sono molto adesso che la cultura è bassa, quindi ci siamo mangiati a tutti, posso considerare che non sono molto adesso, lo prima cosa che mi mi sto domandando perché la città di Roma è stata scoperta in questo momento e che la città di Roma è stata scoperta in questo momento e che la città di Roma è stata scoperta in questo momento e che la città di Roma è stata scoperta in questo momento e che la città di Roma è stata scoperta in questo momento. La prima cosa che voglio dire è che la situazione è molto importante perché tutto il mondo che si è formato è preso di un materiale solo di una atmosfera politica che è un opposto che è quello sano per i suoi sforzi come il mondo che è molto più che è ad una seguita quindi non è una cosa che non si può fare soltanto quindi mi pare che la città di Roma è una città che 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 è e hanno soprattutto ricordato sulla quello che è successo in Italia un documento è sempre una fotografia di una carta di nascita che poi si ricordava e non può finire c'è stato la sfera di spirito di rispetto se sono in un levantino uguale che forte cristiana, in presenza di un numero forte di cristiani, un certo cristiano, un soldato, un grande cristiano, questo periodo di tradizione della Cina, un padre preso a curare santissimo, che era il cuore Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
fa di progetto in sinistra di un'altra attività, e per quello che non è raro di fare un sinistro generale, che per il freddo di una nostra palestra, che non penso sia facile, per seguire io, che sono un po' di città, ma non è un'altra si vuoi in chi, se infatti non abbia di avere, e che per questo è la nostra, per il progetto di sempre di un'altra. Fa come un breve contrasto, grazie a queste presenze, e sicuramente un paio di assistenza, un istante di aiuto. Questo è quello che ha in un parte delle vite, il mio essere di un'altra attenzione, che deve associare estremi delle inti o persone che subito o con una parte di ciò che è quindi che questo si penisca fosse un fondamentale punto fondamentale, non solo dietro, che va di molto fondamentale su di noi. E ci sono queste cose che hanno esiste una relazione entre un spazio e fare fare dei diritti. Si veniva a cercare un sacco a noi, che era poi esplosi di questo. E a questa relazione credo che se resistesse in essenza di quello che pensa e per lui esiste comunicativo, che si parla, che si comunicasse, se si comunica in testa, per di fuori, si dico basta per te, e se tu integra e faccia una cura profonda a di fuori. E c'è quello che va, come mai fa, la simbiosa, entro un spazio di vita, e tu la vuoi. Proprio grazie quando era d'accordo che le promesse che avevo fatto potevano essere fatte lì, che poi mi sta fatto lì, ma ad esempio non era vero. Se mi ha detto da Siamo, che io mi creassi a quello che mi metto, un spazio per se stimolare la creatività. Ma la vita è che quale piace il senso mai, l'arte popolare si ha fatto, la cena di Dio, ma che ha il proprio vestito, fatto anche presente, per fare il suo lavoro, per chiamare ceramica, ceramica, e meglio la ceramica, per il mio piano, e si stimola la creazione, in questo caso, e la stessa esiste forte al passato che parte popolare, e sembra passare, si può tutto per creare risorse, tutto per questo è il proprio che si può chiamare il passo che si sente con questo anno. Io ti ho rilassi per questo è il futuro organico, perché meglio di me è il discorso assolutamente con la popolare, si può realizzare. Non è stesso un lucro importante per la mia interiore di fare un discorso che non è un lucro e fuori da come si interessa, che esiste forte che passa su questo avanti che tira il secolo stesso. E poi c'è sta Musa Sibus, che è il ruolo di un altro gruppo, e dice, vuole fare carcere il suo, dice per essere concordi, ma non c'è stato il professore che ti dice, e se un conte, chiara il secolo stesso, e dice, attribuito giocato. Giocato, da, da. Da professore io tinto documenti. Un professore. Un professore. Questo fatto è che non mi chiede di essere capito, ma in un caso tipo con tante esigie si va assieme a un gruppo a queste cose, si va a fare fuori per sempre chiedere il cipollesco sin può fare voi per me, solo che questo progetto è un progetto di questo
o mărturisire a marilor lui surse, aceste marse se cază și înțelese. Este important că Dumnezeu să înțelegi prin ce scoate un artist severe, pentru că o prea un artist nu se va fi exibisură, ce din suflet vechelor o pirărie de biografie sau din mare și mare și revelatoare de mie pe care le poți avea. Ei, această șansă pentru că se pare că va fi cunoscut, se cunoscă încă mai prea pe care aceea era printre noi, la urmă pe câteva rânduri și vorbim despre să spun că i-am cunoscut pe Radu din Sfântului cum a spus cu puțin timp, Radu, la adolescent, foarte arătos, frumos, și el a spus că nu spun că o pasiune la acestei fătare de conștiință, pentru că am venit absolut că am auzit despre el, despre talente, să despre asta, să despre despre era o dragoste reciprocă încă de atunci. Și vreau să spun că ceea ce face fiul Radu, să cunosc că pe tatăl său, este cu totul și cu totul exemplar. Și o face pentru un artist care merită să fie redus în conștiința noastră și pus la locul care este cu bine părătoare. Thank you.
Thank you.
Domnul Dumnezeu va aferi pentru că Domnul a făcut aici la un moment dat a stat și la tarăticurile interesante. Eu țin minte tristețea tinerilor femei, titlul care a apărut în primul volum, în primul album, în 1936, semnat de colega noastră de cuvânt, Anna Bogu, și Domnul Polenaș, care și venisat în atelier, să rog să mai pomenești numele, pentru că e momentul să pomenim cei care intrau la test în atelier. Thank you.
au elevate mulțumiri din păcate. Sora ta, ce se întâmplă de la Nicolae de Pilate, biserică, care a devenit prietenă, prietenă a Patrici, a devenit ca un student super pe vada din care doamna Nicolae de Pilate și-a făcut un apetit în funcția Bisericii, în secțiunea zilei și discutau despre cum este bine și așa mai departe. Dar tot în acest muzeu, tot în perioada frumoasă, în anul 60, a face cu cea publică la Bisericii de Pilate de Chile Timpu, scenograf de Răzmân, și este foarte deschidit ca acea colaborare a mai față și creierul la Bucura și Bucura să fie legată nu numai de hierarhii de Bucura și Bucura, dar și schimb de timpul de vedere ce trebuie să facă. Încă, în acest rămâne, oameni frumoși, că îl faci mai cu aia, că s-ar face și o mică povestea la Bucura, la Bucura, la Bucura, Thank you.
tot prin acest caiet de întâlnire, pe persoană, pe expoziție, dacă puteți să ne lăsați mărturia noastră de aici, așa, să vă facem istorie. Învățatorul nu știu ce să spun. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Prin rândul să fac ce să vă mai am început să fac, să vă spun bună seara și bine ați venit la Muzeul Satului. Eu sunt doar iubila și cântărarea de asta acestui eveniment de ținută și care vorbeam acum cu domnul Radu Ștefănescu că din nou constat că nu întâmplă cu această expoziție nu pe drama în 2014 la Muzeul Satului, a ajuns totuși la Muzeul Satului. Și că am săptit probabil pe tata la Muzeul Satului. Asta pentru că tot lui Cândubă și în atelier dar și din când în când în sala de expoziție, pentru că vreau să mai zic puțin din creșterea în administrația culturală, îmi dau seama că multe fire l-au lucrat pe pictor de partea populară românească. Și îmi pare rău, eu nu l-am cunoscut, chiar dacă un colegă de facultate din Cureli este ocupat de prezent, eu mă ocupam anul de trecut în facultate. Dar uite că a venit moment, că nu pot să spun că nu l-am cunoscut pe George Stefănescu, pentru că cunosc acum, nu numai prin operă, prin operă, dar și prin aceste evocări, care eu zic că nu sunt distanțatele și recile judecăți critice, artistice și totul în articol, și doar o întâlnire a unor prieteni dintr-o mare familie care îi ducă un om și un artist în același timp. Cel puțin asta a fost senzația mea astăzi și deși am spus că nu pot să stau foarte mult, am renunțat la masa la vitate, fiind oarecum fascinată de atmosfera care s-a întregat astăzi la Muzeul Satului. Sigur este doar ultima seară dedicată pictorului George Stefănescu, din acest an, spun eu, asta nu înseamnă că în anul următor, sau în anul care vom urma, pictorul George Stefănescu nu poate să revină doar ceva pe care am văzut satului și mai ales că este vorba de un loc pe care sunt convinsă că îl iubesc în profilul. Asta nu mai vreau, uitându-mă la oameni aici atelierului la ceramic, la obiectele de metal, așa era un amestec de orient și de artă tradițională în Iași, care și mie place foarte deosebit. Așa că eu închei nevăjduind că ne vom mai întâlni aici la Muzeul Satului, toate cu provocarea aceleași funcții. Încă o dată bine ați venit la Muzeul Satului și vă voi invit și mâine la 14 la un alt mesaj, care se cheamă culorile ruse.